Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Cunoștințe despre săritura lungime cu elan, și anume, depășirea pragului, zonei de bătaie de sprindere și măsurarea lungimii săriturii. Tema se adresează clasei a șasea, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competența specifică 3.2, aplicarea constantă pe parcursul activităților a prevederilor regulamentare în condițiile adaptării acestora. Atletismul în școală. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin trei probe, câte una pentru fiecare categorie. Pretarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat în cadrul aceleiași lecții. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor sau după dezvoltarea calităților motrice, viteza, respectiv îndemânarea, capacităților coordinative. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri și aruncări. În clasa 6, învățarea consolidarea perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice probelor de sărituri în atletism cuprinde Elemente din școala săriturii, săritura în lungime cu un pas și jumătate în aer, săritura în înălțime cu pășire și cunoștințe despre săritura în lungime cu un pas și jumătate. Săriturile în atletism pot fi de două tipuri. Pe orizontală și pe verticală. Cele pe orizontală, săritura în lungime și triplus altul, iar cele pe verticală, săritura în înălțime și săritura cu prăjina. În clasa 6 -a, în cazul săriturii în lungime cu un pas și jumătate în aer, programa școlară prevede cunoștințe despre depășirea pragului, zonei de bătaie de sprindere și măsurarea lungimii săriturii. Să ne reamintim fazele săriturii în lungime cu un pas și jumătate în aer. Elanul, bătaia, zborul și aterizarea. Depășirea pragului respectiv zonei de bătaie de sprindere. În cadrul competițiilor școlare de atletism întâlnim săritura în lungime cu elan la ONSS Gimnaziu Tetratlon Atletic Școlar Bătaia se execută într-un spațiu de 1 metru pe 1 metru delimitat, ONSS Liceu Pentatlon Atletic Școlar Bătaia se execută în același spațiu 1 metru pe 1 metru delimitat și Campionatul Național al css urilor și lps urilor unde bătaia se execută pe prag. Conform regulamentului competițiilor de atletism avem pistă de elan, pragul de lemn vopsit în alb, zona de plastelină care nu trebuie depășită și porțiunea supraînălțată, pista de elan până la groapa cu nisip și groapa cu nisip. Săritura este considerată depășită dacă elevul atinge solul dincolo de linia de bătaie, plastilina sau linia cea mai apropiată de groapa cu nisip a zonei cașurate cu orice parte a corpului său. În acest caz, arbitrul va semnaliza prin ridicarea steagului roșu și săritura nu va fi măsurată. Există posibilitatea ca săritura să fie depășită fără ca elevul să lase urmă pe plastilină. Iată bătaia este executată mult după prag și săritura este invalidată prin ridicarea steagului roșu. În acest caz, săritura este depășită elevul călcând pe plastilină. Zona de plastilină trebuie refăcută după fiecare deteriorare. Dacă bătaia este realizată înainte de plastilină, săritura este măsurată. Toate săriturile vor fi măsurate de la cel mai apropiat semn de la prag, realizat în zona de aterizare, făcut cu orice parte a corpului. În acest caz, mâna, în acest caz, bazinul. Măsurarea fiecărei sărituri se va face perpendicular pe linia pragului și va fi făcută imediat după fiecare încercare validă. În cazul competițiilor din cadrul ONSS, tetratlon, pentatlon, conform regulamentului, măsurarea se face de la locul de desprinderii. Pentru măsurarea fiecarei încercări se va folosi o ruletă și o tijă metalică pusă în poziție verticală la semnul cel mai aproape de prag lăsat de elev la aterizare. Prin această tijă se va trece ochiul de la capătul ruletei, astfel încât punctul 0 al ruletei să fie pe tije. Celălalt capăt al ruletei, bine întinsă, se va poziționa la locul de bătaie de sprindere. Locul de bătaie locul de aterizare și măsurarea lungimii săritorii. În cazul campionatului național al măsurarea se va efectua de la zona de plastilină chiar dacă bătaia de sprindere a fost realizată mai în spate. Ca urmare, este important ca elanul să fie foarte bine talonat pentru ca bătaia de sprindere să se realizeze pe pragul de lemn cât mai aproape de plastilină pentru a nu pierde centimetri importanți pentru clasamentul final. În cadrul lecției de educație fizică și sport, cât și la concursurile de atletism după aterizare, pentru a fi validată săritura, elevul trebuie să părăsească groapa prin înainte lateral. Cei doi arbitri fixează locul unde vor măsura săritura, în groapă 0 la tije și lungimea săriturii va fi anunțată de către arbitrul de la prag. La unele competiții de atleti se folosește sistemul de măsurare video, tija, punctul 0 al ruletei, va fi fixat în nisip la cel mai apropiat semn de la prag, astfel încât aparatul cititor, capătul ruletei de la prag, să poată determina lungimea săriturii. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.